dezbaterii. De fapt, a fost o dezbatere mai mult informală. E un început în șirul pe care îl dorim să îl avem de dezbateri, pentru că numai în urma acestor dezbateri o să aibă loc îmbunătățirea reală și funcționalitatea acestui cod al patrimoniului. Și au venit aici nu numai specialiști de la instituții abilitate, de la muzee, sunt muzeograf, au venit profesori de istorie, au venit specialiști și chiar persoane care le place foarte mult domeniul acesta. De la ei putem lua cu adevărat toate ideile și toate instrumentele de îmbunătățire a codului patrimoniului, pentru că am descoperit împreună cu ei, împreună cu cei direct interesați, cu actorii direct interesați, am descoperit destul de multe neconformități pe care trebuie să le rezolvăm. Și noi, ca parlamentari, asta trebuie să facem, să dezbatem, să ne sfătuim cu cei care se pricep cu adevărat și să putem să ducem lucrurile mai departe. Dați-ne câteva exemple dintre problemele identificate sau nu neapărat problemele, între ideile dezbătute astăzi. Ideile dezbătute au fost idei generale și apelul pe care l-am făcut la început a fost acela de a ni se trimite, pe lângă faptul că în timpul dezbaterii colegi de-ai mei au notat absolut tot ceea ce s-a discutat aici, să ni se trimită pe e-mail, prin telefon, prin mijloace de comunicare, tot ceea ce au descoperit ca neconformitate și cum pot fi îmbunătățite acele neconformități. Și am văzut exemple referitoare la numismatică, la perioada până la care aceasta este considerată numismatică, și chiar a fost făcută o paralelă care pe mine personal m-a pus foarte tare pe gânduri, că nici măcar în timpul comunismului nu s-a întâmplat așa ceva. Lucruri legate de implementarea proiectelor și de procesul de implementare a proiectelor europene în ce privește monumentele istorice, ori lucruri de ordin mai general care privesc comisiile avizatoare și așa mai departe. Adică sunt atât de multe probleme, dar sunt convins că în urma dezbaterilor care există și dezbaterilor care vor urma, lucrurile astea o să se îmbunătățească. Deci veți continua cu astfel de dezbateri pe codul patrimoniului? Bineînțeles, îl așteptăm totuși într-o formă mai șlefuită, așa cum place mie să spun, să apară și în Parlament. Deocamdată Ministerul Culturii l-a pus în dezbatere publică și aceasta, chiar dacă nu e o dezbatere neapărat foarte publică, totuși am încercat să invit și să fac apel și public la cât mai multă lume să vină să aducă îmbunătățiri. Repet, numai discutând cu oamenii direct interesați, oamenii care se pricep, putem să îmbunătățim realmente acest cod al patrimoniului. Mulțumesc.